Alexandru, și Alexandru, sunt elev de la Liceul Agricol Traian Săpulescu, în clasa 11 analiză. În clasa 11 analiză. Alexandru, unde ți-ai desfășurat tu activitatea practică? Practica mi-am desfășurat-o la instituție, fiind brutăria Covaci. Deci la brutăria Covaci. Cât timp ai lucrat acolo la brutăria Covaci? O săptămână. O săptămână. Deci ai doar o săptămână de experiență la brutăria Covaci. Bun. Și cum crezi tu că te descurci după o săptămână de experiență? A fost mai greu la început să mă acomodez cu tot ce s-a desfășurat acolo, dar m-am acomodat pe parcurs, să zicem. A existat acolo cineva care să te ajute, să te facă să înțelegi care e procesul, cum se desfășoară, ce trebuie să faci? Da, a fost. Poți să-mi spui puțin? Poți să detaliezi, te rog? Exista o persoană care se ocupa de voi, ce făcea? Da, ne supraveghea. Deci doar vă supraveghea? Da, ne supraveghea. Și de unde știai ce trebuie să faci? Aveam doi băieți care erau în clasa 12 și făceau practică acolo și mi-au explicat ei mare ce trebuie să fac. A, deci tutorii tăi de practică, de fapt, au fost colegii tăi mai mari. Da. Am înțeles. Și legat de competențele tale teoretice, ce știai tu de la școală? Te-a ajutat ceva acolo? Ce da. Crezi că te-a ajutat? Care au fost materiile sau care au fost lucrurile pe care le-ai învățat aici și te-au ajutat să desfășori activitatea mai bine acolo? Păi, eu știam chestiile de bază și pe ele m-am bazat, în principiu. Deci pe ce ai învățat aici, teoretic, te-ai bazat acolo. Și cum crezi că te-ai descurcat? Pe o scară de la 1 la 10, așa să zicem, după prima săptămână. Un 7. Așa, de un 7. Bun. Cei de acolo, oamenii, da. Cum v-au primit? Au fost destul de ok cu noi. S-au comportat bine? S-au comportat, da. Au fost deschiși să vă arate, să vă ajungă? Da, ne-a explicat. V-au explicat. Și îți mai dorești să mergi acolo în practică? Sau ai dorit să mergi în altă parte? Să mai vezi și altceva? Da, să văd și altceva. Și după ce termini liceu, tu mai ai un an și vrei să rămâi în domeniul industriei alimentare? Nu? Nu-ți place? Consider că nu este alegerea potrivită pentru tine. Nu am înțeles. Și ce vrei să faci? Să fiu șofer. Vrei să fii șofer. am înțeles, Alexandru. Bun. Ce să zic eu? Îți doresc mult succes. Mulțumesc și eu.